Ziua. Pentru cei care nu mă cunoașteți, dar probabil că mă cunoașteți ca majoritatea, pentru că am tot apărut pe TikTok în ultima perioadă. Sorin Constanescu e numele meu. Am crescut în comuna și cu la județul Arad, aici la voi. Am făcut prima facultate de construcții civile și industriale politehnică la Timișoara. După Revoluție am plecat la București, am făcut o facultate economică, economia turismului. Și după care o facultate de management în Las Vegas, unde am stat 3 ani de zile. Am venit din Las Vegas, mi-a dat un doctorat aici pe criminalitate economică, financiară și spălare de bani. Și în ultimii 2-3 ani de zile m-am mai lăsat puțin de afaceri, mi-am vândut în acțiuni și am început să încerc să fac educație, pentru că din cauza online-ului copiii ca voi au luat-o razna și își caută modele greșite și am încercat să explic calea cea bună și calea adevărului și ce ar trebui să facem ca să reușim în viață și să reușim pe termen lung, pentru că toți cei care apar pe internet, pe TikTok și peste tot vă oferă în 5 pași cum să deveniți bogați, dar easy come, easy go, cum zice englezul, și atunci pe perioadă lungă nu există nicio șansă de a avea un trai decent sau de a întreține o familie prin tot felul de metode, să zic, de astea de îmbogățire rapidă. Mă bucur că am venit prima dată când vin la un liceu economic, pentru că eu sunt în Horeca de 30 de ani, sunt acționar la tot felul de unități de cazare, am investit și la INEU 2 milioane de euro, am făcut conacul Sfântul Sava Brancoveș, pentru care nu știți, asociatul meu Ovidiu, cu care am investit banii aici cu mine împreună. El a făcut și moara cu noroc din INEU, a renovat o clădire istorică de la zero și o afacere de mare succes, și am venit puțin să vorbim despre business, despre ce ar trebui să facem ca să avem un viitor pe perioadă cât mai lungă și cât mai fructuos, să zic așa, pentru că am văzut, urmăresc foarte multe podcasturi pe YouTube și peste tot și văd tot felul de indivizi care au afaceri într-adevăr de multe milioane și spun că școala este toxică și părinții sunt toxici, ceea ce e foarte, foarte urât ceea ce fac, pentru că copiii la vârsta voastră își caută modele și dacă vă luați modelul un asemenea individ care spune că familia e toxică sau părinții sunt toxici, deja v-ați dus pe o cale greșită și o să aveți mari, mari probleme pe parcurs. Ca să începem un pic să intrăm în business-ul în care voi vă pregătiți să fiți, este foarte important în viață să faceți ceea ce vă place. Adică dacă ați fost împinși de părinți pentru că părinții sunt contabili și vor să vă facă și pe voi contabil, nu o să fiți toată viața decât un om mediocru sau un om nefericit care va merge cu silă la serviciu și va veni de la serviciu. Tot timpul cunosc foarte mulți oameni care au mult mai mulți bani ca mine sau oameni fericiți care fac în viață ceea ce le place. Și e foarte important ca voi să vă gândiți de acum, sunteți la o vârstă în care puteți să vă alegeți calea, chiar dacă părinții vă împing într-o parte, dacă voi nu vă găsiți locul sau nu vă place ceea ce faceți, urmați-vă calea. Chiar mi-au scris doi frați, cred că nu mai știu de unde, din Cara Severin sau de unde, părinții lor sunt medici și cel mai mare are în clasa 11-a și părinții îl forțează să facă meditații ca să dea la medicină și mi-a scris băiatul, zice, domnul Costescu, vreau să vă cer un sfat, nu-mi place deloc ceea ce părinții mă îndrumă să fac. Eu mi-am făcut cu fratele meu o firmă de evenimente și mergem și filmăm la nunți și la botezuri și mă simt foarte împlinit și fericit să fac tot felul de filme și de montaje pe net. Și zice asta și am spus, zic, îmi pare rău că îți dau acest sfat, dar nu asculta de părinți, pentru că o să fie un medic care ori își va omorâ pacienții, ori o să facă malpraxis, ori o să fie urât de colegi, mai bine urmează-ți visul și calea. Noi am avut o perioadă foarte lungă de comunism în România și toți părinții erau obișnuiți, dacă erau milițieni, să facă și copilul milițian, pentru că hai mă că e bine că te băgă și pe tine, o să fii și acolo, sau dacă ingineri, agronomi, hai și tu la agricultură, deși tu... Și asta a fost foarte greșit. E foarte important în viață, ca să reușești pe termen lung, să faci ceea ce dorești tu și ceea ce îți place. Și revenim la partea de business, de Horeca și de economie. Am văzut foarte mulți... Eu merg la restaurante bune, să zic, în București, când permit. Sunt chelneri, de exemplu, care fac tips sau ciubuc sau cum vreți voi să-i numiți în românește și 1000 de euro pe săptămână, pentru că sunt foarte amabil, foarte jovial și știu fiecare client ce bea, ce mănâncă. Eu mă simt foarte bine când numai mi se aduce meniul la masă și vine chelnerul și deja îmi pune cafeaua pe masă, îmi pune coniacul, îmi pune ce mănânc și te simți așa respectat și simți că cineva se ocupă de tine și că
are grijă de tine. Și reversul medaliei, intri într-un restaurant și stau de vorbă chelnerii unul cu altul și nici măcar nu te bagă seama să nu spun bună ziua, din start începi cu stângul și din start nu o să-ți placă mâncarea, din start nu o să fii bine servit și nu o să lași niciun fel de tips. Sunt țări unde te obligă, de exemplu la american când a făcut o școală în Vegas, să-ți venea direct cu nota de plată de 15-20%. De multe ori am cerut să mi se scoate pentru că s-au purtat execrabil cu mine și nu mi-a plăcut nici mâncarea. Și atunci, cunoscând legislația din America, aveam voie să spun, domnule, scoatem, sau din contră, dacă, chiar dacă nu era și dacă mie mi-a plăcut de cineva, las un tips de 15-20% fără probleme. Important, dacă tot lucrăm în comerț și în Horeca și avem tangențe cu clienții, e foarte important să ne purtăm frumos și să arătăm că ne place ceea ce facem. Am fost mulți ani de zile manager la Hotelul Hilton în București, prin 97 sau 98 până în vreo 2001 sau 2. Era cam cel mai bun hotel, că nu era încă deschis Marriott în București și veneau copii de la facultatea de management hotelier de la Luzan, în Elveția. Probabil că majoritatea ați auzit de voi, o școală foarte scumpă, e undeva la 70-80 de mii de euro pe an școlarizarea. Adică erau copii din familii cu potențial financiar ridicat. 6 luni de zile făceau școală la facultate în Elveția, la Luzan, și 6 luni de zile veneau la noi în hotel și făceau practică. Ce însemna practica? Începeau cu housekeeping, care înseamnă curățenie, spălau cu teul pe jos, dădeau cu cârpa de praf, tăia morcovi în bucătărie, spăla vase și absolut orice activitate care ținea de la cea mai joasă poziție în hotel, inclusiv de deschis ușa la mașină, adică bellboy, până la recepție, învăța programul de recepție a hotelului și mai departe. În momentul când el a terminat facultatea ca și manager, era foarte îndreptățit să fie manager și să poată să facă observații angajaților, pentru că știa fiecare job din hotel și putea să facă observații când cineva nu făcea bine. Dar dacă tu termini o facultate, am foarte mulți amici. Eu sunt asociat la 14 companii, nu mă ocup acum, sunt acționar minoritar, pentru că mi-am vândut din acțiuni ca să pot să vin la voi, să vin, mă duc prin țară, fac TikTok, fac YouTube, deci am timp liber pentru că nefiind acționar majoritar nu mai pot asociații mei să-mi impună să viu la birou în fiecare zi și atunci am permis să mă plimb peste tot. Deci, cum vă spuneam, sunt asociat la 14 companii unde avem în total 4500 de angajați. Cel mai mult am avut direct în subordine 1200 de oameni și cunosc foarte bine mentalitatea și am nevoie cam maxim de 5 minute ca să îmi dau seama dacă angajez un om sau nu angajez un om. Și asta revin, deci am mulți amici care copiii le-au făcut, au terminat o facultate de management sau de marketing și asta și mă sună, zice, pune-mi-l și pe fiul meu șef undeva și zic, da, ce experiență are? Păi nu are acum terminat facultate. Păi zic, hai să ți-l pun undeva într-o poziție jos ca să învețe toate joburile din companie, ca în momentul când va deveni șef să poată să fie îndreptățit să dea ordine sau să facă observații, pentru că altfel angajații nu te respectă. Sunt foarte mulți patroni de ăștia la noi care își impun autoritatea înjurând sau jignind oamenii, ceea ce e total greșit, pentru că e foarte greu să-ți mai găsești oameni în ziua de azi și omul nu te respectă. Dacă tu ai în subordine un om care știe meserie mai mult decât tine, niciodată nu vei fi respectat de el și vei fi un șef prost, să zic așa, care vei duce afacerea pe butuci. Sunt foarte mulți părinți care au lăsat afacerea copiilor și au pus-o pe butuci în 2 ani de zile pentru că au încercat să impună prin agresivitate sau prin tot felul de chestii abuzive. Și pe toată lumea învăț, chiar dacă sunt copii de bani gata sau chiar dacă v-ați strâns niște bani, nu începeți o afacere niciodată până nu ați lucrat în domeniul respectiv și până nu aveți o experiență. În sensul că dacă vreau să fac un restaurant, mă duc și mă angajez chelner, mă duc la aprovizionare, văd de unde se ia marfa, văd ce înseamnă TVA, ce înseamnă impozit pe profit, ce înseamnă impozit pe dividende și pot să-mi fac un calcul să văd dacă într-adevăr sunt pregătit pentru asta. Sunt foarte mulți oameni care își deschid afacere doar văzând că vecinul de vis-a-vis are un restaurant și că îi prinde clienți și ce vinde? Vinde mici la grătar, hai să fac și o repede mici la grătar. Mă duc la angajații lui și spun, bă, cât vă dă șeful vostru? Păi îmi dă 3.000 de ron, hai că vă dau eu 3.500, prostești oamenii, aș dau demisia, vin la tine, tu ești prost că n-ai experiență și dai faliment. Și a lăsat și pe oamenii fără serviciu, pentru că eu am avut genul ăsta de angajați care au fost păcăliți de alții să se mute, nu i-am mai primit niciodată înapoi, pentru că în momentul când trădează un om odată, trădează și a doua oară. Eu cum am apropiat de biserică și am încercat să am principii creștine și asta, încă n-am reușit, dar mă străduiesc, lucrez cu mine. Am două probleme. Una, că nu dau a doua șansă, ceea ce e total greșit în
principiile noastre creștine, așa, și a doua problemă este că judec oamenii, adică mă uit și zic, uite, bă, ce îmbrăcat e ăla, sau uite ce omul ăla ce face, sau uite ce, ceea ce e total greșit și nu e bine, dar lucrez cu mine, v-am spus, nu e nimeni perfect și nu am pretins aici că sunt perfect. De-aia vă spun, dacă vreți să începeți o afacere sau vreți să lucrați în domeniul respectiv, vreți să lucrați în hotelerie sau undeva, sau aveți bani, aveți posibilități, aveți o familie mai cu potențial financiar și vreți să deschideți o pensiune, mergeți să angajați-vă undeva și lucrați, că fără experiență 90% din cei care au făcut chestia asta au dat faliment sau au pierdut toți banii și numai că dai tu faliment, că până la urmă ți-i asumi, sunt banii tăi și problema ta, dar mai lași niște oameni fără loc de muncă, statul nu te ajută cu nimic absolut. Eu am pățit în 2010 când a venit criza aia mare, am pierdut o afacere cu vreo 550 de angajați, am pierdut 10 milioane de euro și mi s-a făcut dosar penal pentru că n-am plătit impozitele pe salarii, care este reținerea la sursă. Deci, pentru mine totdeauna angajații au fost foarte importanți și am preferat prima dată să dau salariile oamenilor în mână, chiar dacă riscam eu, pentru că impozitul pe salariu, după cum știți cei care sunteți la secția de contabilitate și așa mai departe, este reținerea la sursă și trebuie angajatorul să dea statului impozitul respectiv. Dacă nu-l dai, este penal. Și mi-au făcut dosar penal, eu dădusem la stat în 2 ani și 8 luni cât a ținut afacerea, 27 de milioane de euro taxe și impozite, atât am dat la stat, 27 de milioane de euro. Și mi-au făcut dosar penal că n-am mai avut 30.000 de euro. Adică statul nu te ajută cu absolut nimic, și dacă ești într-un impas de ăsta, poți să ajungi la pușcărie chiar dacă ai avut intenții bune și eu dacă vreau să fiu, cum să zic, să mă pun bine cu statul și să n-am probleme, refuzam să dau salariile angajaților și plăteam impozitul pe salarii, ceea ce pentru mine personal era foarte convenabil, că nu aveam nicio problemă, dar pe de altă parte oamenii aveau copii acasă, aveau credit la bancă, aveau aveau nevoile stricte și personale. Și atunci mi-am asumat chestia asta. De-aia vă spun că în momentul când îți deschizi o afacere și ești patron, e mult mai important relația ta cu angajații și ai o răspundere foarte mare. Că acum la noi toată lumea promovează antreprenoriatul. Dom'le, să fim antreprenori, să fim patroni, să fim manageri, dar nimeni nu spune ce riscuri trebuie să-ți asumi. Toți promovează, zici pe TikTok și pe internet, două Ferrari, un jacuzzi, stai pe Dubai, angajații lucrează, trimit banii, ceea ce e o mare mizerie, o mare prostie și o mare minciună. În momentul când ești patron, trebuie să muncești mult mai mult ca angajații, vii primul și pleci ultimul. Și ai răspundere enorm de mare, pentru că ai niște oameni pe care nu interesează că tu ai luat niște decizii greșite și la sfârșitul lunii nu sunt bani, îi au copii acasă și au credit la bancă și trebuie să le dai bani și să le plătești salariile. Deci e o mare răspundere în momentul când începi să-ți deschizi o firmă sau o companie și de aceea sătuiesc pe toată lumea. În momentul când vrei să te apuci de antreprenoriat, prima dată angajați-te în domeniul în care vrei să fii antreprenor. Numărul 2, începe cu ceva mic și cu doar cu un angajat 2-3 să prinzi experiență și te dezvolți încet încet și nu te arunca imediat când îți merge să mai deschizi și a doua, și a treia, și a patra afacere, pentru că majoritatea afacerilor, dacă tu nu ești acolo și nu ești prezent și nu ești implicat, nu mai funcționează. Adică am situații o grămadă și pe propria piele vă spun, și am și amici care au avut o afacere foarte bună și au zis gata, merge bine, pot să mă duc în vacanță, și până au venit în vacanță nu mai era nimica, pentru că indiferent cât ai plăti un om cu oricâți bani, nu se implică la fel de mult și nu își asumă responsabilități ca și când ai fi tu acolo, ca și patron sau ca și manager. La noi încă se merge foarte mult pe nepotisme, atât la stat, cât și în mediul privat. Adică se angajează oameni mai mult pe cunoștințe, pe pile, pe relații, pe nepoți, pe cumnați și mai departe, ceea ce e total greșit. Adică eu am preferat de multe ori, am pățit și eu cu rudele mele personal angajate în afaceri. Mi-a seama că am făcut o mare prostie odată, că toți angajații privesc, băi, ruda patronului sau ruda managerului și ești privit total diferit. Și a doua oară, știindu-se, oamenii, majoritatea nu au conștiință, să zic așa, știi, băi, nu pot să mă dau nimeni afară, că e unchiul meu aici, se purta și obraznic cu angajații și a fost tot timpul failed chestia asta și n-am ajuns la capăt. Și atunci, în momentul când mă roagă o rudă că să angajez copilul că n-are posibilități, zic, uite, îi dau eu bani să stea acasă până își găsește ceva de muncă decât să îmi stric afacerea. Afară se pun mult mai mult accent, se practică și afară, și în Germania și în America, dar se pune mult mai mult accent pe experiență și pe profesionalism decât pe relații de familie. Sunt într-adevăr afaceri de familie, cum au grecii, de exemplu, care au fost prin Grecia, prin vacanță, zic că sunt o felul de taverne sau de pensiuni de astea mici, unde lucrează tata, mama și copilul.
Alea sunt ok, dar în momentul când ai o companie mare cu peste 20, 30, 40 de angajați și ți angajezi nepoții sau, nu știu, verii sau ceva, deja se creează o disensiune între angajați și rude și nu mai funcționează treaba cum trebuie. Revenim un pic la ce am început cu TikTok-ul și cu asta. Eu am apărut pe TikTok din greșeală, am fost invitat la foarte multe podcasturi și foarte mulți copii de ăștia care vreau să facă audiență pe TikTok au tăiat filmulețe de un minut, un minut jumate și le-au postat acolo. Am deja peste 300 de milioane de dacă băgați hashtag Sorin Constantescu, sunt peste 300 de milioane de vizualizări. Și m-au oprit ceva pe stradă când am ieșit de la Marriott, eu acum sunt la hotelul Marriott în București și am ieșit pe stradă și v-am văzut pe TikTok și nu știam că nu postez nimic, și după aia mi-am dat seama căutând pe TikTok câți asta, dar m-am speriat câți indivizi de ăștia promovează nemunca și tot felul de, nu pot să le zic business-uri, tot felul de oportunități între ghilimele de a face bani ușor și fără să mergi la muncă, de genul dropshipping, de exemplu. Dropshipping-ul, toți știți ce înseamnă, înseamnă în momentul când ai o afacere online și e stoc furnizor, adică tu practic vinzi online un produs, dar fără să îți pui banii să-l pui în stoc produsul respectiv, și aștept să-l comande clientul, iei banii de la client care a plătit cu cardul, îți oprești profitul și diferența de bani o plătești furnizorul. Asta a mers în pandemie un pic când guvernul nu ne-a mai lăsat să mergem pe la magazine și a funcționat toată treaba asta bine. Acum nu mai merge deja pentru că prea mulți vor să facă chestia asta, la fel și cu vânzările pe Amazon. Era oportunitate sau un business așa pe termen scurt în care cumpărai de pe Alibaba, de pe site-ul chinezesc, un preț foarte mic, foarte scăzut și vindeai pe Amazon la occidental care aveau bani și puteai să-ți pui un adaos. Făcând prea mulți chestia asta, deja produsul nu e mai bine, nu se mai vinde, îți blochezi niște bani și Amazon îți distruge după 3 săptămâni, o lună, dacă nu așa, spune ori ți-ai produs înapoi pe banii tăi și pe transportul tău, ori trebuie să distrugem produsul pentru că ei nu mai au capacitate de a stoca toate produsele respective. Deci astea sunt afaceri care ori sunt temporare și pe termen scurt, nu poți să zici că toată viața vei face dropshipping Amazon. Încă o păcăleală foarte mare pe internet cu Forex. Eu mă cer toată ziua cu guru ăștia care zic că fac Forex și fac foarte... Dacă i-ar face banii pe care îi spun ei cu Forex-ul, n-ar mai sta să vă vândă vouă cursuri sau să plătiți un abonament ca să intrați pe un grup de Telegram ca să faceți bani din Forex. Vă momesc cu banii aia virtuali care îi dau, adică dacă tu spui 1000 de dolari sau 1000 de euro sau 100, ei îți mai dau încă 100 de mii ca să lucrezi cu ei. Și în momentul când e un decalaj de un 5-10%, prima dată ce se pierd, să pierd banii tăi, că banii aia oricum erau virtuali și nu erau... Și nu e un business în care poți zici, domnule, ăsta e un business, acum am însoră, am o familie, am un copii, pot să-mi iau un credit la bancă. E o chestie de puști, te uiți pe un grafic, azi ești, mâine nu ești, ca și cu criptomonedele, ca și cu toate. Mă tot cert cu ăștia cu criptomonedele. Sunt foarte mulți guru de ăștia care au și 0,5 Bitcoin și au crescut acum Bitcoin-ul și au făcut în loc de 0,51 și dau sfaturi că lumea să investească banii. E o chestie virtuală, o chestie nepalpabilă, nu are nimic în spate, nu e ca bursa unde pot să echivalez în... O să vă vorbesc un pic și despre bursă, că mi se pare destul de important că noi suntem foarte prost la capitolul educație financiară, ca și țară. Deci Bitcoin ăștia nu au niciun fel de acoperire, e o monedă speculativă. 95% din totalul valorii criptomonedelor este deținută de 3% de investitori. Asta înseamnă că voi sunteți asociați cu 2% la firmă sau cu 1%. Și eu fac ce vreau, nu stau să vă dau telefon dacă cumpăr marfă de la Ovidiu sau de la Vasile sau de nu știu unde, pentru că tu ai 2%, oricum ești nesemnificativ și neimportant. Și de-aia fluctuația astea foarte mare în momentul când iese Elon Musk și declară nu știu ce, până a doua zi crește sau scade Bitcoin-ul și el a făcut, la ultima declarație cu Tesla, cu Bitcoin, a făcut 200 milioane de dolari în 24 de ore și proștii au pierdut banii. Deci tot e speculativ și nu este palpabil, ca și bursa, de exemplu, unde sunt companii serioase care se pot fi verificate și unde tu devii, toată lumea în România, cei care se pricep la bursă, zic că joacă la bursă. Bursa nu e păcănele. Adică în momentul când tu investești la bursă, cumperi acțiuni la compania mea. De exemplu, eu am Conacul cu Ovidiu la Ineu, Sfântul Sava Brancovici, am investit 2 milioane acolo. Voi îmi dați, nu știu, 10%, 200 de mii și eu vă dau dividende în funcție de ce profit fac la sfârșitul anului. Asta e și cu bursa.
foarte mulți urmăritori de-a mei de pe YouTube, că eu țin în fiecare săptămână câte un live pe YouTube, de obicei vinerea, m-au întrebat acum un an și ceva, domnule, în ce să investim banii? Și a zis, domnule, din cauza că e inflație foarte mare și recesiune, nu vă țineți banii la ciorap, pentru că se pierd foarte mulți bani. Cei care au avut banii economisiți acasă, în 5 ani de zile, au pierdut 25% din bani. Deci, că ai avut 10.000 de euro pus deoparte, le spuneți la părinți, probabil că sunt mulți care țin banii la ciorap, au pierdut 2.500 ca putere de cumpărare. Ei, le-am spus urmăritorilor mei de pe YouTube să investească la bursă, dar nu la o companie, pentru că din propriile mele greșeli am învățat că nu trebuie să investim bani într-un singur coș, să-i punem pe toți într-un loc, să-i punem mai multe coșuri. Și atunci la bursă există indicele BET. Ce înseamnă indicele BET? Înseamnă o căciulă cu 20 de companii cele mai profitabile din România. Hidroelectrica, Transelectrica, Nuclear Electrica, Banca Transilvania, Fondul Proprietatea. Când ai bani investiți în 20 de companii, nu are ce să se întâmple. Adică chiar dacă una sau două dau faliment, restul sunt pe profit, dau dividende. Anul trecut indicele BET a crescut cu 32%, adică cei care au pus la începutul anului și m-au ascultat și îți scriu foarte mult să mulțumească, au avut un profit de 32% față de piața imobiliară, că la noi vorba e, azi m-am o casă, 95% din români sunt proprietari de case, terenuri, case la țară și mai departe. Deci piața imobiliară a avut un randament de 4,7%, adică dacă băgai bani într-o garsonieră cu 100.000, câștigai 4.700 toți banii, pe când la bursă câștigai 32.000. Deci asta e diferența între piața imobiliară și bursă. România este și Bulgaria sunt cele mai sărace țări din Uniunea Europeană și suntem țara cu cei mai mulți proprietari de imobile din Uniunea Europeană. Luxemburgul, care are cel mai mare venit pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, are 37% proprietari, pentru că oamenii acolo au educație financiară și atunci în loc să bage banii să-și blocheze, că practic când bagi bani într-o casă, hai să zic că ți-e prima casă ca să stai în ea, dar a doua nu mai băga tot într-o casă, du-te la bursă, fonduri de investiții, chestii sigure. De exemplu, la bursă n-ai cum să-ți pierzi banii pentru că brokerul nu se atinge de banii tăi. Banii tăi sunt în escrow account, într-un cont separat pentru cei care nu știți termenul. Și impost este de doar 1% și este reținerea la sursă, adică nici măcar nu trebuie să mergi să completezi declarația 212 la ANAF și brokerul îți plătește impozitul și ție îți vin banii din dividende sau banii din vânzare de acțiuni direct în contul tău de la bancă. Și asta spunea oamenilor, băgați bani în aur, băgați bani în bursă, nu-i țineți la bancă pentru că inflația a depășit dobânzile bancare de la noi. Și căutați să investiți banii, adică în cât mai multe coșuri. Și cum v-am spus, e o afacere sigură, de exemplu, din firmele astea mari de la bursă, vă dau doar un singur exemplu, Transelectrica. Transelectrica este singura companie care transportă curent electric pe teritoriul României, alta nu există. Deci dacă ăștia ar da faliment, n-am mai avea curent. Și n-am mai avea curent în orașe mari ca Aradu, ca Bucureștiu, în 3 zile ar fi revoluție, ne-au omorât unii pe alții, fără curent, fără apă, fără... Deci e exclus ca o companie de genul ăsta să pățească ceva. Sau Banca Transilvania, care e cea mai mare bancă și deține o pondere peste 50% din indicele BET, chiar acum a cumpărat OTP-ul, banca ungurească, se retrage din România. Ei au cumpărat, deci se dezvoltă fantastic de mult în ultima vreme și merge foarte bine. La bursă nu trebuie să te pricepi, nu trebuie să faci trading, nu trebuie să urmărești grafice în fiecare zi, investești pe termen lung. De exemplu, un părinte care are un copil nou născut, dacă investește alocația, știu că în primii 2 ani de zile e o sumă mai mare, vreo nu știu, 300 de ron, cred că, și după aia 200, nu mai țin minte. În fine, dacă investește alocația copilului de când se naște până la 18 ani, la sfârșitul celor 18 ani o să aibă 45.000 de euro, pentru că se contorizează dobândă la dobândă la dobândă și la bursă average-ul media anuală e undeva la 15-17%. Anul ăsta a fost 32, cum v-am spus, dar poate anul viitor va fi pe minus. La bursă totul este pe termen lung, să nu intri în panică, pentru că sunt probleme, sunt războaie, sunt crize economice și atunci bursa scade. Și un om care nu are experiență sau nu are curajul ăla, să zic, de investitor, că și, ca și cum ai face afaceri, dacă n-ai un pic de curaj și nu vrei să riști, n-ai cum să te apuci de afaceri sau să investești undeva, pentru că tot timpul ai frica aia că îți pierzi banii. Și în momentul când începe o criză economică sau un război, bursa scade, fricoșii vând, eu cumpăr, pentru că știu că va crește, pentru că mă uit, la noi bursa s-a întrerupt în perioada comunistă, din 46 până în 90, n-a mai fost bursă, după aia a început iar din 90, am și podcasturi cu broker cu mare experiență la mine pe canalul de YouTube. Și la bursă, pe termen lung, pe 10-15 ani, ești tot timpul pe plus și cel puțin ți-ai dublat banii. Am mai ținut, m-a rugat asociatul meu, Ovidiu, să țină o conferință la noi, la Conacul Sfântul Sava Brancoviș, pe terasă acolo și
era un tânăr care fuma lângă mine acolo și zic, dacă te lași de fumat îți dau 240.000 de euro. Și zice, acum arunc țigările, acum le arunc pe aici. Zice, cum fac? Păi zic, uite, e simplu, e 5 euro un pachet de țigări, ori 30 de zile 150 de euro, dacă banii ăștia îi pui la bursă și vei primi dobândă la dobândă la dobândă și calculăm 15% pe an, în 30 de ani ai 240.000 de euro. Ai acum 30 de ani, peste 30 vei avea 60 și o să ai o bătrânețe liniștită și nu ți-o să fie frică că te trimit copiii la azil și poți să te mai duci pe un vas de croazieră, pentru că am fost de multe ori pe vase de-astea de croazieră și vedeți că sunt numai bătrâni de ăștia din America, de 70, 80, 90 și pe săptămână o cabină pe un vas bun de croazieră costă undeva la 7-8.000 de euro sau de dolari. Și mă întrebam, zic, bă, dar cât pensie poți să aibă oamenii ăștia că toată bătrânețea să stau să plimbă pe mări și pe țări? Și am aflat după aia că de fapt ei n-au pensie, dar având educație financiară, de mici. De când au intrat în câmpul muncii și au început să câștige bani, au început să investească în fonduri de investiții și în bursă. Și atunci, în momentul când ești bătrân și economisim pe termen lung, deja avem o sumă de bani care să ne asigure o bătrânețe fără risc și o bătrânețe liniștită. Astea sunt investiții pasive, nu avem grija lor, pentru că în momentul când tu investești într-o garsonieră sau un apartament ca să o închiriezi, tot timpul chiriașul nu plătește la timp, îți rupe nu știu ce, îți sparge, și stai tot timpul cu stresul. Eu mai am încă câteva imobile și o clădire de birouri în București, care le-am pus la vânzare de vreo 6 luni, de acum piața imobiliară e cam blocată. Și am început să investesc în Spania. De ce în Spania? Pentru că acolo, fiind sezon 10 sau 12 luni pe an, e mult mai bun randamentul. Cea mai bună investiție în momentul când îți cumperi o locuință sau o închiriezi este pe termen scurt, pentru că poți să iei mult mai mulți bani. Și atunci, dacă închiriezi pe termen scurt, ai două variante. Să cumperi la noi la mare, că sunt tot felul de dezvoltatori de ăștia care fac reclamă agresivă, să cumperi un apartament în Mamaia, dar la noi la mare sezonul 2 luni pe an și în plus de asta serviciile sunt proaste, infrastructura e proastă și restul de 10 luni trebuie să plătești întreținerea la bloc, sau să mă duc în Spania undeva, Alicante, Benidorm sau Tenerife sau unde am început eu să investesc, unde randamentul este de 10-12% față de 4,7% în România, adică mai mult decât dublu, plus că e Uniunea Europeană, plus că fiind Uniunea Europeană ai aceleași drepturi ca și un spaniol, actele se fac în 48 de ore, am mai făcut niște vloguri cu piața imobiliară din Dubai. Acolo în Dubai e o problemă foarte mare pentru că 6 luni pe an nu poți să ieși din casă pentru că este extrem de cald și neputând să ieși din casă, nici apartamentul ăla care l-ai cumpărat ca să îl închiriezi pe termen scurt, n-ai cum să îl închiriezi. În Dubai era o afacere mai demult în sensul că cumpărai în fază de proiect și în momentul când se termina apartamentul după 2 ani de zile sau blocul, câștigai undeva la 30%, ceea ce era o investiție foarte bună. Problema este acum atât de mult se construiește încât nu mai cumpără nimeni, am niște amici care au cumpărat în Dubai și se plâng de vreo 3-4 luni că au pus apartamentul la vânzare și nu-l cumpără nimeni, pentru că sunt prea multe oferte. În Dubai s-au îndreptat foarte mulți investitori când Elveția a aderat la directiva spălării banilor pe Uniunea Europeană, pentru că în Elveția, înainte, în momentul când aveai bani din surse mai puțin sau mai mult cinstite, nu te întreba nimeni cum te cheamă, nu se cerea beneficiarul real, că așa se numește în AML, în normele astea de spălare a banilor, beneficiar real. Și atunci nu te întreba nimeni beneficiarul real, eu mergeam acolo cu sacoșa de bani, îi dădea la Vasile codul sau PIN codul și el scotea banii când vrea, fără să mă întrebe nici cine sunt eu, nici... Acum Elveția, aderând la legea asta de spălare a banilor, de anti-laundry money, AML, cum se numește, anti-laundry money, toți oamenii care au banii din surse de-astea mai puțin legale s-au dus în Dubai, de-aia a explodat așa de mult și vedeți peste tot reclame, la apartamente, la nu știu ce. Ultima dată când am făcut vlog, găsiți la mine pe canalul de YouTube, m-am dus la showroom, m-am speriat ce fel de oameni am văzut acolo. Japonezi de aia tatuaj, că erau din filmele aia cu Yakuza, americani ăștia dubioși, toți cumpărau câte 10, câte 20, pentru că șmecheria e în felul următor. Cumperi apartamentul în fază de proiect și în momentul când e gata, îl vinzi și depui banii la bancă. Și banca te întreabă, în momentul când raportează la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, de unde ai avut bani. Și spui din apartament de la Dubai, fără să te întrebe de unde ai avut banii ca să cumperi apartamentul. Și o metodă foarte, foarte ușoară de a spăla niște bani. Dar acum s-au mai restricționat și cu legile și piața imobiliară din Dubai a cam căzut. Sunt foarte multe firme care românești care vindeau apartamente la români în Dubai s-au reorientat spre piața din Spania, care e o piață explozivă și... De exemplu, am cumpărat un apartament acum 2 ani în Tenerife, a crescut în 2 ani de zile prețul cu 50%. Adică dacă l-aș vinde acum, l-aș vinde cu 50% mai mult, ceea ce e extraordinar de bine pentru un investitor.
Eu aș putea să vă vorbesc 10 ore sau 20, că vă dați seama la experiența mea de viață și la câte business-uri și la câtă școală am făcut. Am făcut cam dublu de școală cât ce vârstă aveți voi sau chiar mai mult. Dar vreau să-mi puneți întrebări, că sigur să aveți subiecte care vă interesează și sunteți curioși. Atunci prefer să răspund la întrebările voastre și să abordăm teme care poate v-ați spus lucruri care nu chiar vă interesează pe voi, dar am vrut să fac așa o prezentare generală, să zic așa. Subliniez încă o dată că este foarte important să nu vă luați modele greșite și să nu-i credeți pe oamenii ăștia care vă cer bani ca să vă învețe ceva. Un om de afaceri niciodată nu o să ceară bani. Eu merg la multe conferințe. Am fost la ASEM București, la Facultatea de Management din Iași, la Facultatea de Medicină din Sibiu, la licee, am ținut conferințe pentru oameni de afaceri. Niciodată nu am acceptat ca organizatorii conferințe să ia vreun ban de la cei care participă. În cel mai rău caz sau maxim costurile de închiriere a sălii sau de bufet, atât. Pentru că un om care are bani sau a făcut afaceri niciodată nu o să ceară bani de la celălalt. Cel care vă cer bani să vă învețe cum să faceți bani, n-au făcut niciun ban în viața lor. Acum chiar s-au dezvoltat în ultima vreme cursuri de astea de a deveni speaker motivațional sau să înveți oameni business coach. Tu nu poți să fii business coach sau să înveți oameni afaceri dacă tu nu ai făcut afaceri. Văd la noi la Marriott că închiriază sala de conferință tot felul de tineri de ăștia de 20 ceva de ani și țin conferințe cum să faci bani. El vine cu travaiul și stă cu măsaj cu taxul într-o garsonieră. Tu nu poți să mă înveți pe mine cum să fac bani dacă tu n-ai făcut bani în viața ta, n-ai avut angajați, n-ai dat faliment, n-ai coborât, nu te-ai ridicat, n-ai plătit taxe și impozite. N-ai cum să mă înveți să fac bani. Majoritatea speakerilor ăștia motivaționali vă spun aceeași chestie. Mi-aduc aminte că am copilărit la Șicula și pe vremea Ceaușescu unde au filme de astea cu occidental, ca să vedem cât de bine o duce Occidentul să fugim pe la sârp, să trecem Dunărea. Și atunci ne dădeau filme de karate, filme indiene și mergeam la Căminul Cultural, filme de alea cu Bruce Lee și tot filmul se bătea, oia, se reau pe acoperișuri, karatiști, când ieșeam afară, dădeam cu picioarele în bănci, în pereți, eram foarte entuziasmați. Așa și cu speaker ăștia motivaționali. Mergi la conferință, te entuziasmează, gata, de mâine voi fi milionar, o să fac afaceri, nu știu ce, după 3 zile strece și te-ai... Asta e rolul lor. Majoritatea cam același speech, au 90% din discurs. Cam asta fac. Te motivează un pic atunci pe moment, dar în momentul când dai cu capul de realitate, realitatea e cu totul alta. Poți să reușești în viață, dar pe termen lung. Adică trebuie să muncești măcar un 10 ani de zile, să poți să te integrezi într-un colectiv, să poți să deschizi o afacere și atunci totul va decurge foarte, foarte normal. Chestiile astea pe termen scurt, Academia Milionarilor, Miliardarilor, eu aș interzice prin lege. Adică eu când zic, de exemplu, Academia de Studii Economice, înseamnă că o să ies economist acolo. Când zic Academia Milionarilor, înseamnă că ar trebui să ies milionar. Și dau niște bani acolo pe niște cursuri, cum au făcut și frații Tate. Deci frații Tate, extrem de deștepți, bravo lor. În momentul când au început să aibă probleme cu justiția, aveau 170.000 de copii care plăteau un abonament de $50 pe lună. Deci dacă înmulțiți 170.000 cu 50, vă dă $1.500.000 pe lună, făceau doar din cursuri. Cum să devii bărbat, cum să faci dropshipping, cum să faci digital marketing. N-a devenit nici bărbat, nici nu s-a îmbogățit, nici nu nimica, dar aveau din 15-20 de țări. Ei totul exagerau de cam de 10 ori, puneau față de realitate. De aia și-au cumpărat așa de multe mașini scumpe, de aia epatau așa de mult cu ceasuri de 100.000, ca să te convingă. Și asta fac în general. Am făcut un vlog din Vietnam și am intrat pe TikTok și acolo când intri, chiar dacă ai cont de România, îți arată ce postează iad în Vietnam de acolo. Aceeași poveste. Erau șmecheri de ăștia, între ghilimele, cu 2-3 mașini, cu 2-3 fete în jacuzzi, hai să vă învăț să faceți bani, hai să vă fac milionari sau asta. Doar ei făceau bani, doar ei erau milionari, ceilalți proștii cotizau și nu deveneau nimica. Deci toți ăștia care vă cer bani să vă învețe cum să deveniți bogați, vă păcălesc. Nu, problema este că eu am... Cum să zic, concurez cu ei nu prea corect, în sensul că eu vă spun că vă trebuie cam 10 ani să reușiți în viață și vă spun 6 luni. Și atunci majoritatea oamenilor aleg calea ușoară. Zic, domnule, de ce nu stau să ascult de Constantinescu că la 10 ani de zile trebuie să muncesc, să-mi dea sângele pe nas, să muncesc 20 de ore pe zi, să n-am weekend, să nu mă distrez și eu, să n-am tinerețe. Și la 6 luni spune că mi-au Ferrari. Și atunci foarte mulți aleg... Și mulți oameni recunosc, adică îmi scriu, domnule, ai avut dreptate cu ăla că era escroc și că mi-am pierdut bani și că m-a păcălit cu forex-ul sau cu trading-ul sau cu asta, dar mulți nu ies public și nu recunosc pentru că le e rușine că au făcut greșeala. Asta fac escrocii pe internet și văd foarte mulți oameni păcăliți cu tot felul de oportunități, să zic de asta. Chiar și acum, din cauza realității virtuale, apare, ați văzut, Țiriac, care de fapt nu-i Țiriac, e făcut cu realitate virtuală, sau Mugurisărescu, guvernatorul Băncii Naționale, care
vă zice, băgați 2000 de lei în acțiuni la Hidroelectrica și peste o lună o să luați 4000 de lei, ceea ce e o mare prostie, adică câte cunoștințe să ai, îți dai seama că așa toată România s-a lăsat de serviciu și ar cumpăra acțiuni la bursă, se cumpără doar printr-un broker autorizat, niciodată nu se cumpără de pe Facebook sau de pe internet, sau vă pun să accesați tot felul de linkuri. Acum cu realitatea virtuală sunt niște țepe enorme și chiar am vorbit cu cineva aici la poliție, la Rada, poliția economică, zice, domnule, avem doi oameni care se ocupă și avem câteva zeci de reclamații pe zi. Oricum, ți-au luat banii, uite-i, forget it, nu mai poți să-i mai recuperezi niciodată. Adică tot ce vi se pare ușor și mulți bani și dintr-o dată, clar este o șmecherie sau o măgărie. Eu ca om de afaceri care am făcut sute de milioane la viața mea, pot să vă spun că o afacere peste 25-30% profit pe an, deja ceva nu e bine, miroase a țeapă. Adică dacă ai o afacere bună care se merge foarte bine, se dezvoltă, cam ăsta ar trebui să fie creșterea ta, cam undeva la 25-30% pe an. Nu mai mult. Eu zic că am cam acoperit așa, cam în general. Aștept să-mi puneți întrebări, puteți să-mi puneți absolut orice întrebare, nu mă supăr, nu răspund corect și cinstit la orice, nu... Minciuna are picioare scurte, nu poți să minți la infinit și mai ales când ești persoană publică, tot timpul cineva te urmărește și vei fi prins mai repede sau mai târziu cu minciuna și ați văzut foarte mulți de ăștia care s-au dat în penibil pentru că au mințit pe net, inclusiv politicieni, și după aia lumea le reproșează și râde de ei. Păi de ce? Că am văzut că sunteți destul de populară în rândul elevilor. Deci orice curiozitate aveți pe orice temă sau orice domeniu, aștept... Te rog, numai un pic să ascultăm, să vedem ce spune, ca să te văd. Nu te-am auzit. În bursă? 100 de ron. Deci nu mai sunt sumele alea care se cereau înainte, 5.000 de euro sau ceva, acum poți să investești la bursă și 100 de ron. Eu, de exemplu, am la brokerul Tradeville, Trade VLLE se numește, are aplicație limba română pe... Google, cum se numește, Apple Store sau dincolo pe ăsta cu Samsung-ul, și după ce ți-ai deschis cont la ei, îți transferi banii din contul tău personal de la bancă în contul brokerului. Tot timpul când investiți la bursă, căutați, în fiecare țară sunt dealeri ăștia, brokeri autorizați, Autoritatea de Supraveghere Financiară se numește ASF, și acolo găsiți toți brokerii care, și dacă nu ați înțeles din ce v-am explicat eu, căutați, vă rog frumos să mai vorbiți, că mă deranjează și nu pot să mă concentrez. Și dacă nu vă place sau vă plictisesc, puteți să ieșiți, n-am nicio problemă de genul ăsta. Am predat vreo 5 ani ore la Academia de Poliție și știu cum e cu gălăgie și cu asta. În fine, deci mi-am pierdut ideea. Dacă intrați pe site-ul ASF, Autorizat de Supraveghere Financiară, găsiți acolo absolut toți brokerii autorizați și dacă n-ați înțeles bine ce v-am spus eu despre bursă, băgați pe YouTube Bursa pentru Începători sau Cum să investezi la bursă și o grămadă de oameni care de bună credință ca și mine, care fără bani, fără toate informațiile care le dați bani ăstora care vă vând cursuri pe partea de training, de trading, de forex, de nu știu ce, găsiți aceleași informații pe YouTube pe gratis, doar că ei și-au făcut temele mai bine, au tradus niște cursuri de limba engleză, limba română și vi le-au vândut vouă cu 100 de euro, cu 1000, cu 500 sau cu nu știu ce. E un mare guru pe Forex, pe la Timișoara, nu mai știu cum îl cheamă, care are firma pentru un sat și m-am uitat pe veniturile lui, l-am luat de la Camera de Comerț pe ultimii 3 ani. Singurii bani care a făcut omul ăsta sunt din cursurile care le vinde. N-a făcut nu știu câte milioane, că se laudă el pe internet și păcălește copii. Deci orice informație despre orice investiție o găsiți foarte, foarte ușor în mod gratuit pe Google sau pe YouTube sau... Ăsta e avantajul internetului. Pe lângă dezavantajul de a ne da niște repere greșite și niște modele greșite, are și avantajul că găsim orice informație ușor și dezavantajul că ne atrofiază creierul. Pentru că mi-aduc aminte când eram la Politehnică la Timișoara, pe vremea lui Ceaușescu, când dădeam un examen, trebuia să mă duc la bibliotecă să caut cursuri, să le subliniez, să îmi conspectez. Acum orice vrei, ai deschis telefonul, ai căutat pe Google și în două secunde ai informația respectivă. Și atunci creierul nostru e ca și mușchi, dacă nu mergem la sală și nu tragem de fiare pe acolo, sunt flaște, așa, se atrofiază sau nu alergăm sau nu... Așa. Așa e și creierul. Dacă nu-l folosim la nimic și stăm toată ziua pe internet și ne uităm și dăm scroll și asta, nu mai putem să gândim. Se blochează niște centri care ne ajută să ne dezvoltăm. Am văzut niște statistici foarte îngrijorătoare.
din cauza că ăștia de la TikTok au fost tot amendați de Uniunea Europeană și România și alte țări vor să închidă din cauza conținutului ăsta total toxic. M-am uitat pe niște statistici, chiar săptămâna trecută au fost ăia de la TikTok, Europa aici în București, am fost și eu la așa. Deci e șocant, pur și simplu. Copiii între 12 și 16 ani în România stau între 6 și 8 ore pe zi pe TikTok. Deci tu practic nu mai faci nimic, ai venit de la școală, ți-ai aruncat ghiozdanul și dai scroll până seara. Și te miri că n-ai luat capacitatea, că n-ai luat bacul și că ajungi boschetar în 2 ani de zile și dormi într-un sac de dormit. Și că părinții dau afară din casă, că nu mai vor să te țină sau să te... așa. Deci e îngrijorător când te gândești că un copil minor stă între 6 și 8 ore pe zi pe TikTok, unde din 10 postări, 6 sunt cu băieți ăștia care te învață cum să faci bani ca să-ți ia ție banul, sau cu fete care spun, eu fac OnlyFans sau video chat, nu te duc la școală, nu învăța, nu asta, că se fac bani ușor. Ele nu se gândesc că e tot o prostituție, doar că e online, ești tot o prostituată și că în câțiva ani de zile vei fi distrusă psihic și ai nevoie de psiholog. Adică majoritatea fetelor astea care au practicat prostituția ani de zile, sunt și studii și am citit și cărți și am văzut și o grămadă de reportaje, au nevoie de un psiholog pentru că e o traumă imensă și nu poți să faci chestia asta până la 70 de ani, te trezești până la 40 de ani că nu mai arăți cum trebuie, nu mai poți să faci chestia asta, te știe și tot cartierul ce ai făcut și nu te mai nimeni de nevastă și devii o nefericită și nu mai compensează cu... Și în plus de asta, câștigând banii ușor, îi cheltuie foarte ușor, pe poșete, pe vacanțe, pe nu știu ce, pe Instagram-uri, pe la Dubai, nu rămâne cu absolut niciun ban, pe nimic, adică easy come, easy go, să alege praful de tot și nu e ok. Eu sunt foarte speriat și îngrijorat că sunt 450.000 de femei care sunt înregistrate la NAF că obțin venituri pe chestia asta. Deci societatea s-a degradat enorm de mult, foarte mult și e un pericol extrem, extrem de mare. Eu unde am studioul de podcast în București, la magazinul Cocor, la etajul 4, deasupra mea este un studio de videochat unde sunt cam 150 de fete care vin și pleacă de acolo și mă întâlnesc cu ele în lift. Sunt cele mai nefericite persoane care le-am văzut în viața mea. Deci se vede pe ele că nu e ok ceea ce fac, dar au intrat într-un cerc de ăsta vicios din care nu mai poți să iasă și e extrem de periculos și te afuns tot mai tare, tot mai tare ca și cu drogurile. Hai că fumez o iarbă, hai că trag un cui, mâine mi-o bag în vemnă și poi mâine am murit sau nu știu ce mai pățesc. Și hai că e cool, hai că toată gașca face la fel. Eu tot timpul am fost... am doi băieți, ăsta mare preot aici la Ineu, am făcut o biserică în curtea spitalului la Ineu și cel mic a făcut IT-ul la Londra, Computer Science. N-a vrut să rămână pe acolo, a zis că dacă pleacă dormea din țară, cine mai vine? S-a angajat la o firmă, habar n-am, nu știu. Eu tot timpul am lăsat copiii să își câștige banii singuri, pentru că dacă sunt foarte mulți amici de-a mei care au foarte mulți bani și le-au cumpărat la Ferrari la 18 ani și la 20 deja ori erau în pușcărie, ori au murit cu supradoză. Deci, în momentul când tu nu respecti banul, n-ai cum să ții de bani, pentru că eu am trecut prin asta și la fel am câștigat foarte mulți bani după Revoluție și nerespectând banii am cheltuit pe toți, am pierdut și 96 m-am trezit fără bani și am dat faliment. Și dacă tu ca părinte îi cumperi mașină de 100.000 la 18 ani și doar plăcuțele de frână costă mai mult decât salariul lui care l-ar putea lua dacă face o facultate, nu l-ai mai motivat să facă facultate sau să mai învețe sau să facă ceva, pentru că nu mai are absolut nicio motivație. Dacă în viață nu ai motivație sau toți zic, domnule, dar dumneata de-aia ești fericit că ai bani și banii aduc fericirea. Și chiar m-am bucurat acum când a fost, cred că ați văzut toți că a fost pe toate știrile și pe online și la televizor cu Elon Musk, care ia pastile foarte nasoale, niște anestezice de-astea pentru cai, ketamină sau ketonal, cum se zic? Ketamină, nu? Deci ai un drog puternic de tot când ești în super depresie. Deci Elon Musk, care e top 5 cei mai bogați oameni de lume, e în super depresie. Eu tot povesteam pe unde mergeam și țineam seminarii, domnule, zic, am un prieten la Londra care are 8 miliarde și cel mai nefericit om care l-am văzut în viața mea, deși ar putea să cumpere jumătate de Londra sau ceva. Și tot explicam că nu banii aduc fericirea, dacă tu nu ești fericit cu tine, dacă nu faci ceea ce îți place în viață, gândiți-vă la Elon Musk, la 200 de miliarde, deci el poate să-și cumpere absolut orice există pe pământul ăsta, de la rachete, avioane și așa mai departe. Și atunci nu mai bucură nimic, nu mai are nicio bucurie, nu își mai dorește nimic. În momentul când tu nu mai ai niciun țel în viață, nu mai ai nicio motivație, nu mai ai nicio bucurie, nu mai ai nimic, ca și când știi că toți cei din jurul tău stau cu tine pe interes ca să le arunci lor acolo un os sau ceva. Eu am pățit, când am dat faliment în 2010, cu un an înainte, când eram super șmecher, super patron, am primit de Crăciun vreo 800 ceva de mesaje de felicitări.
când a dat faliment și a scris pe ziar și la televizor că am dat eu faliment, am mai primit 17 mesaje din 800, ca să vezi cum sunt oamenii. Adică cât ești pe val și ai bani și asta, ce șmecher ești, ce bun ești, ce frumos ești, ce mușchi ai, în momentul când nu mai ai bani, au dispărut toți din jurul tău. Deci mare, mare atenție cu chestia asta, pentru că în momentul când ești într-o poziție, că ești într-o funcție în stat sau la o firmă, toată lumea te lingușește cât ești de deștept și ești de frumos. Dar de fapt, toți oamenii ăia, sau 99% din ei au un interes personal și vei fi adulat și iubit atâta timp cât vei fi într-o poziție în care poți să obțină niște avantaje de la tine. În momentul când dispari din poziția respectivă sau rămâi fără bani, te uiți în jurul tău, nu mai este nimeni decât familia ta, de-aia e foarte importantă familia și vecinii și rudele apropiate, cum în cele 10 porunci, iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău la fel. Adică aproapele tău la asta se referă, la familie, la rude, la prieteni. Și ca principiu de business, încercați să respectați cel mai mult foarte bune cele 10 porunci, adică cinste, corectitudine, punctualitate, respect și n-ai cum să nu reușești. Chiar dacă e greu, chiar de asta, dar e o reușită pe termen lung, pe toată viața. Nu este o reușită acum am vândut 3 bitcoin și am luat 20 de mii, mi-am luat BMW și peste 2 luni mai am bani de benzină și bag benzină de 50 de lei de râde lumea de mine la benzinărie sau ceva. Adică pe termen lung, dacă ești cinstit, corect, serios, punctual și respect, e foarte important să respecti toți oamenii din jurul tău. Când aveam cele două cazinouri în București, la Marriott și la Hilton, asociații mei fiind de străini, mă vedeau că vorbesc foarte politicos cu femeile de serviciu. Să rămână, doamnă, ce mai face? Știam din cei 1000 și ceva de oameni care aveam în subornie, știam absolut fiecare om cum îl cheamă și câți copii are acasă. Pentru că mă interesa foarte mult, pentru că omul dacă vede că te interesezi de el și el te respectă și vine cu drag la muncă. Și zice, bă, dar tu ești patron mare, ești milionar, cum să zici să rămână la femeia de serviciu? Zic, domnule, zic că asta așa am crescut eu, așa am copilărit la șicula în sat, să respect absolut pe toată lumea. Mergeam de acasă, de la mine, de la capătul satului până la primărie, erau cum stau oamenii la țară, pe bancă, la stradă, să uite, salutam pe fiecare om, orică îl cunosc, orică nu-l cunosc. Și acum, când sunt la mine în hotel, în Marriott, în București și sunt tot felul de oameni, eu salut primul, chiar dacă nu cunosc omul. Și foarte important așa, să fii tu primul care salută și chiar dacă sunt oameni de ăștia care sunt needucați, necivilizați, salutându-l de mai multe ori, îi se face rușine și jenă și începe și el să se schimbe și să salute. Asta vreau să zic. Dacă tu respecti pe cei din jurul tău și pe toți oamenii, atunci și tu vei fi respectat și va fi mult mai ușor să reușești, pentru că vei fi o persoană plăcută, o persoană cu care oamenii vor să interacționeze, să facă afaceri, să colaboreze, și dacă vei fi angajat, șeful sau patronul, dacă este un om corect și capabil, te va bonusa și te va admira și vei fi mai ușor promovat decât colegii tăi care sunt morocănoși sau care întârzie sau care nu vin la timp. Eu niciodată n-am suportat angajații care întârzie, pentru că fiind 24 de ore deschise business-ul, dimineața la 8 se schimba shift-ul, schimbul, și ăla dacă întârzia, omul ăla care ieșea la 8 trebuia să-și ducă copilul la școală sau avea niște programări la medic sau undeva și îmi dădea totul peste cap și nu mai dădeam a doua șansă. Adică eu am fost genul de șef care n-am dat a doua șansă, nu m-a interesat că a întârziat tramvaiul, că n-ai putut să te trezești, că n-a sunat ceasul, e problema ta, e la revedere, și am găsit pe altcineva. Acum nu mai sunt afaceri, cred că ar fi mult mai greu acum, pentru că nu mai vor oamenii să muncească. Acum vreo 4 luni de zile am vândut o firmă de soft la Timișoara, aveam vreo 400 de angajați și a trebuit, din cauza că cei de la call center-ul de aici, de la Timișoara, erau vreo 15-20 de oameni, îmi făceau și pentru câteva firme din București partea de call center, am pus pe cineva să îmi angajeze 15 oameni pe call center la București. Pe lângă că a durat vreo 2-3 luni să găsesc 15 oameni, deși de la noi salariile încep de la 1000 de euro în sus, au venit mulți la interviu, au luat interviu, mi-au spus fetele mele că nu mai ocup, eu v-am zis că nu mai ocup de business, de la resurse umane, de la HR, și au fost acceptați la interviu și a doua zi n-au mai răspuns la telefon, pentru că între timp s-a dus acasă sau până tramvai și a dat scroll pe TikTok și a văzut oportunitate de a cumpăra nu știu ce sau de a vinde nu știu ce și s-a gândit că e mai bine decât să vii la muncă, să te scoli la 7 dimineața și să... Deci tentația asta a internetului este extrem de mare și cu asta ne luptăm noi, cei care încercăm să inducem o educație sănătoasă și o reușită pe termen lung, nu pe termen scurt. E o bătălie de asta inegală cu ceea ce se întâmplă, pentru că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți oameni care promovează câștigurile peste noapte și îmbogățirea în 6 luni și foarte puțini ca mine care n-au niciun interes, pentru că tot în momentul când am apărut, zice, bă, dar tu ție ce străbă, că ești milionar, du-te pe la
Ibiza, pe la Las Vegas, stai pe acolo, ce vii tu acum să apari pe TikTok sau să te duci pe la școală sau pe care interesul? Vrei să candidezi, vrei să te faci primar, vrei să te faci parlamentar? Zic, dom'le, nu vreau să mă fac parlamentar, că dacă vreau să fac parlamentar, puteam de 10-15 ani, că postul ăsta se cumpără. Ca să fii senator îți trebuie 250.000 de euro sau 300, dai la un partid, găseam și eu banii ăștia dacă mă căutam bine în buzunare și eram senator de acum 20 de ani, dacă asta era visul vieții mele. Deci pur și simplu n-am niciun fel de interes, nici material, nici să fiu persoană publică, nici să mă promovez. Pur și simplu încerc, societatea mi-a oferit ceva și încerc să ofer și eu înapoi societății, pentru că mi-e chiar milă. V-am zis, am și eu doi băieți, s-au crescut acum, sunt la casele lor, am și nepoți, dar mi-e milă când văd copiii de ăștia ca voi care își aleg un model greșit în viață și e foarte greu după ce ai început pe o pandă greșită să-ți mai revii, să mai devii un om normal, pentru că tu acum la tinerețe termini liceu sau chiar faci o facultate, încerci tot felul de îmbogățiri de-astea rapide, trece timpul, stai cu părinții și au trecut 10 ani, ai ajuns la 30 de ani unde ai un pic de minte mai multă și îți dai seama că ai făcut o prostie, dar nu te mai poți integra să o iei de la zero, pentru că colectivul în care vrei tu să integrezi, toți au 20 de ani, cu 10 ani mai mici ca tine și nu o să te mai integrezi niciodată în colectivul ăla și toată viața o să-ți cauți calea, dar nu o să mai găsești calea cea bună și calea adevărată. Aia, acum ai cea mai mare capacitate și intelectuală și forță de muncă la 18 ani, la 19, la 20 și de aici trebuie să începi. Că dacă începi bine, bine mergi toată viața. Dacă începi prost, e foarte greu să te mai... Sunt oameni care s-au redresat, dar foarte, foarte, foarte puțin. Și v-am zis, nu visați să fiți patron din prima sau antreprenor, că nu merge. Trebuie un pic de experiență. Gândiți-vă că din 1000 de companii care se deschid în România, vă spun statistic oficial de la Camera de Comerț, după 10 ani doar 5 companii reușesc să aibă un profit de un 10.000 de euro pe lună. Deci 0,5% din cei care încep afaceri după 10 ani reușesc. Atât, nu mai mult. Adică asta e realitatea. Anul trecut s-au închis din cauza guvernului care a pierdut controlul și a mărit taxele peste noapte, pentru că asta e o problemă foarte mare în România cu afacere. Nu există predictibilitate. Adică eu îmi fac un plan de afaceri, îmi spun cât mă costă chiria, cât mă costă salariile, cât mă costă taxele, cât de unde iau marfa, cu cât o vând și mâine schimbă codul fiscal sau schimbă primul ministru nu știu ce și m-a dat peste cap și am dat faliment. Deci anul trecut s-au închis câteva zeci de mii, doar în București s-au închis 8.000 de companii. De-aia vă spun că gândiți-vă de 10 ori și mai bine începeți așa, ca și angajați, până găsiți exact calea și drumul. Vă rog, dacă mai aveți întrebări. A, uite, băieți, au prins curaj. Două întrebări. Te rog. Uite, deja două. Ați văzut când azi că plec? Atunci... Te rog. Dacă suma de 100 de lei de la bursă... Un pic mai tare să te audă și colegii de ce întrebi. Dacă suma de 100 de lei de la bursă se investește lunar... Ok. Și dacă mă pot apuca, de exemplu, de asta. Normal că te pot, sigur. Deschizi un cont pe Tradeville, intri la ei pe aplicație, îți deschizi cont... Și poți să pui în fiecare lună câte... La bursă nu se investesc sume mari. Adică nu e ca la business, că bag 20.000, bag 50.000. De obicei, străinii toți, și nemții, și americanii, și tot, își pun între 10 și 15% din venitul lor lunar la bursă. Dacă tu îți pui... Vă recomand o carte foarte bună, și pentru viață, și pentru afaceri, Ian cu Guda, Banii în mișcare. Acolo vă explic exact. Dacă tu pui venitul tău lunar, ca și salariat, între 10 și 15% pe lună, pentru că s-a făcut un studiu la nivel mondial, 10-15%, chiar dacă avem salariul minim pe economie, noi cheltuim pe prostii, pe hamburger, pe hot dog, pe shawarme, pe cola, pe nu știu ce prostii de astea, pe film, pe țigări și mai departe. Deci dacă eu pun deoparte 10-15% în fiecare lună, timp de 15 ani, după 15 ani banii pe care mi produc, banii care am pus eu, îmi dă o independență financiară totală, adică îmi produc o sumă egală cu banii pe care îi câștig eu lunar și nu mai stau cu frica că mă dă șeful afară sau că n-am ce mânca mâine, știi? Cam ăsta e calculul. Te rog. Suma o primesc la sfârșit. Deci când vrei tu. Nu e cum ai închis ca la trading, cum te uiți la ăștia la trading. Deci tu ai băgat banii la bursă, în fiecare lună 100 de lei și îi lași acolo minim 5 ani, pentru că în 5 ani bursa fluctuează, știi? Scade, crește și intri în panică. Ești ca și cu graficele astea, cum vă bați ăștia cu tradingul, la fel. Și atunci nu trebuie să vinzi când închide sau să cumperi sau nu știu ce. Deci lași banii acolo 5-7 ani, după 7 ani, după ultimele calcule, cum este indicele BET în România, în America este S&P 500, S&P 500, care înseamnă cele mai volatile și cele mai bune companii 500 în America, Apple, Amazon, Microsoft și așa mai departe. Deci cam același lucru și dacă te uiți și la ei și la noi pe ultimii 20-30 de ani, vezi că cam între 7 și 8 ani de zile cam se dublează banii care i-ai investit tu. Te rog. Și dacă
am 100 de lei. Eu investesc pe toate 25 de companii, cum a spus, că ar fi bine pe un cont. Da, 20 sunt. Da. A, și investesc în fiecare 100 de lei. Deci ai două variante. Poți să fie un ETF, cum au făcut ăștia la Bitcoin, cu ETF, adică înseamnă un fond de investiții care tu nu deții tu direct acțiuni, deții acțiuni la fondul de investiții și ăla cumpără acțiuni pentru tine, da? Așa e și la BVB, la Bursa de Valori București. Deci poți să cumperi la fondul de investiții care deține acțiuni și atunci nu mai trebuie să stai la fiecare companie să pui, sau dacă ai timp și ai răbdare, eu te sfătuiesc să nu mai dai comision la ETF-ul ăla, să investești tu direct, în sensul că te uiți. Cât are pondere Banca Transilvania? Are 60%. Cât îmi bag? 100 de lei. Bun, 60 de lei pun pe Banca Transilvania. Cât are fondul proprietatea? 12%. Bun, 12 lei pun pe asta și ai buton când îți deschizi aplicația la bursă, cumpără, vinde. E foarte simplu, adică e foarte ușor, foarte accesibil și pui acolo, cumpără 12 lei, cumpără 15 lei, cumpără 10 lei, cât vrei tu, știi? Echivalentul, să-ți dau un exemplu, știi? Nu e... Sau dacă n-ai chef, atunci bagi tot 100 de lei în ETF-ul ăsta și ei cumpără pentru tine și tu ești acționar la ETF, care deține acțiunile la indicele BET. Te rog. Cum ți-am spus, cred că n-ai ascultat la ce am vorbit eu. Deci, în primul rând, trebuie să ai experiență în business-ul respectiv. Ăsta e profitabil. În momentul când ai experiență și îți place ceea ce faci, în momentul ăla business-ul devine profitabil. Cele mai profitabile business-e din toată istoria asta omenirii sunt cele cu mâncare, pentru că omul trebuie să mănânce, știi? Adică pe partea asta de restaurant, de, nu știu, fast food, o mobilă. Mă uitam acum că am contract cu Loteria Națională din Republica Moldova și merg în fiecare lună la Chișinău. În toate țările ex-sovietice s-au dezvoltat foarte mult, nu știu cum să le zic, rulotele astea sau niște căruțe de astea mici unde vând cafea pe stradă, au expreso de cafea, pahare și atunci toată lumea când merge la job trece pe acolo și își ia o cafea și merge mai departe. Și dimineața, dacă te uiți, mă uitam și în Odessa, că până a început războiul cu rușii, mergeam în Odessa, tot așa am avut un contract de consultanță cu cineva acolo, le-am făcut un casino chiar pe malul mării în Odessa. Și peste tot, de unde mergeam la hotel spre șantierul unde făceam casinoul ăla, că era pe vreo 6 etaje, erau câte 5, 6, 7 tonete de astea de cafea stradală și toată lumea stătea la coadă și cumpăra cafea, pentru că e mult mai ușor decât dacă intri într-o cafenea, e aglomerație, coadă așa pe stradă, pe drumul tău spre muncă sau spre școală sau spre facultate, găsești o tonetă unde poți să-ți cumperi o cafea, poți să-ți cumperi un suc, o limonadă și ai trecut mai departe. Deci o afacere foarte bună. Adică eu dacă m-aș gândi să-mi fac o cafenea, de exemplu, prima dată mi-aș deschide o tonetă asta stradală să văd cum se face cafeaua, cât de greu e de făcut, ce cafea e mai bună, ce furnizori am și după aia mi-aș duce înăuntru, într-un spațiu comercial unde aș avea chirie. Pentru că e foarte important când începi o afacere să ai riscuri cât mai mici, adică să-ți diminuezi riscul și foarte important să nu-ți bagi toți banii. Adică eu am 10.000 de euro strânci, mi-i bag toți, că am auzit eu că îi merge la Sorin cafeneau. Nu. Maxim, dacă așa, jumate din bani, 5.000. 5.000 mi-i pui deoparte că e mare șansă să dau faliment, că n-am experiență și atunci să am iară bani de pornire. Că e foarte greu când ți-ai investit toți banii și ai dat faliment și te trezești că îți dai seama unde ai greșit, dar n-ai bani ca să începi din nou și să nu mai faci greșelile pe care le-ai făcut. Și atunci e foarte bine să investești doar o parte din banii pe care ți-ai strâns în business-ul respectiv. Dar business-ul profitabil este business-ul la care avem deja experiență, business-ul în care am lucrat și știm exact cu ce se mănâncă și ce probleme sunt în business-ul respectiv, ăla e cel mai profitabil. Dacă-mi permis, Sorin, aici un pic aș interveni și eu. Te rog. Foarte important ce a spus Sorin mai înainte, că trebuie să vă găsiți în viață ceea ce vă place. Deci neapărat și eu recomand cu drag, mă ocup de Horeca acum și de transporturi, dar dacă nu faceți ceea ce vă place, va fi foarte greu să reușiți. Și ca angajat și ca viitori patroni. Vă dau un singur exemplu. Acum vreo 10 ani de zile, tot așa am fost invitat la o școală în Sibiu. Ovidiu a fost profesor de matematică, a stat 6 luni la catedră, la liceu și a dat seama că nu e ceea ce îi place în viață și s-a făcut patron de firmă de transport și de restaurant. De-aia vă spun că poți să renunți oricând, poți să o iei de la zero, a renunțat la învățământ și am făcut patron. Am încercat și în politică, am fost vreo 3 ani de zile în politică, mă mutasem în București, mi-am dat seama că nu e politica pentru mine și după aceea am ajuns și eu, am intrat în domeniul antreprenoriatului. Și la un liceu ca și la voi era, țineam și o prelege asta în care e foarte important să vă găsiți calea și să faceți ceea ce vă place în viață. Și la un moment dat un băiat, cred că era clasa 10 atunci, zice, uite, mie îmi place foarte mult, din mâinile mele ies o felul de lucruri faine. Și zice, eu la toți colegii, când e o zi onomastică,
vin la mine și când duc cadourile la colegii noștri, nu le duc așa simple, le împachetez eu, le fac ceva fain, le fac o plăsuță, le fac un lucru din mâinile mele care iese și m-am prins că la ora actuală sunt cunoscut în tot liceul și zice, e greșit că totuși și timpul meu e greșit să le cer, nu știu, 5 lei sau 10 lei. Zic, nu, nici vorbă, nu e greșit. Zic, da, dacă îți place așa de mult, du-te mai departe, dezvoltă business-ul ăsta. La o distanță de vreo 10 ani de zile, printr-o conjunctură mă întâlnesc cu el, are magazinul lui propriu în Sibiu, nu face numai el lucrurile alea personale, face o grămadă de handmade-uri, deci făcute de el, are angajații lui și are un super, super business în Sibiu. Totul pornind de la pasiunea lui. Deci găsiți-vă fiecare dintre voi pasiunea voastră. Clar, ce zice Sorin, încercați să nu jucați, să vă riscați totul pe banii părinților sau pe banii voștri. Încercați prima dată ca să învățați să furați un pic de meserie, să vă angajați undeva, chiar dacă poate fi o angajare de o vară, în loc să pierdeți. Chiar dacă ai potențial financiar, chiar dacă ai 20.000 de euro în buzunar, du-te angajați-te la o cafenea și vezi cum se face cafeaua și după aia îți faci cafeneaua proprie. Nu, niciodată nu învăța pe banii tăi. Învață pe banii altora, că e mult mai ieftin. Te rog, Ovidiu. Cam asta e. Și iară ce spunea foarte, foarte fain Sorin, încercați să respectați cele 10 porunci. Dacă respectați și e cel mai bun manual de business. Da, în momentul ăla totul se rezolvă, chiar dacă nu-i pe moment. Chiar dacă o să aveți prieteni sau colegi care o să zică, ai, lasă-mă că e mult mai fain să-i dai o țeapă la cutare, că câștigăm mult mai ușor banii. Nu, mergeți pe calea cea dreaptă, pentru că aia va fi calea adevărată. Apropo de țeapă, în toate domeniile oamenii se cunosc între ei. În momentul când ai păcălit un partener de afaceri într-un anumit domeniu, că e hotelărie, că e service auto, că e vulcanizare, că e ce, ți se duce buhul și în 2-3 ani de zile, chiar dacă te bucuri de niște bani care a câștigat necinstit, în 2-3 ani de zile trebuie să te schimbi, se duce în alt domeniu, pentru că în domeniul ăsta te cunosc oamenii. Adică și minciuna și țeapa are picioare foarte scurte, chiar dacă te bucuri de niște bani câștigați ușor pe termen scurt, pe termen lung vei pierde foarte, foarte mult. Și doar din greșeli învățăm și eu mai fac greșeli, chiar aici Ovidiu și am făcut conacul ăla Sfântul Sava Brancovici, nu neapărat ca să fac eu nu știu ce profit, că 2 milioane dacă investeam în București mi-aduceau un 25.000 de euro pe lună fără să fac nimic, că doar îmi veneau bani acasă, dar era casa pionierilor chiar lipită de liceu unde am făcut eu cu Ovidiu la liceul industrial Ineura, pe vremea asta, cum se numește acum Ovidiu? Grupul școlar Mihai Viteazu, ok? Eu am făcut, era secție de prelucrare a lemnului și Ovidiu, tu ai făcut la mecanică, nu? Da. Așa. Și zice Ovidiu, uite, Sorin, zice, vrea primăria să dărâme clădirea asta, e o clădire istorică, cum e și clădirea unde aveți voi liceu aici, tot pe vremea Imperiului Austro-Ungar, până 1800 ceva, că vrea să facă parcare, că renovează cetatea. Și zice, e păcat de clădirea aici, că aici am copilărit și zic, hai mă, hai să o începem. Nu mi-am dat seama că o să fie așa mare investiție, m-am gândit că o să fie câteva sute de mii. Dacă tot am început, acum am băgat 2 milioane împreună cu Ovidiu. Și am salvat clădirea, am făcut frumos, dar niciodată nu o să mă aștept că o să-mi recuperez banii sau că o să fac profit de acolo. A fost pur și simplu ceva pentru orașul care mi-a oferit mie ceva și am dat înapoi ceea ce mi s-a oferit. Și ne-am gândit noi ca să fie totul super fain și super sofisticat și super șmecher. Ovidiu a găsit un șef de ăsta cu renume, nu-i fac reclamă aici și nu-i cazul, din București, care să ne facă un meniu de ăsta super sofisticat, cu tot felul de crevezi, de nu știu care, cu chateaubriand, cu ouă de ciocolată care se desfac și iese un fum din ele, ceva super spectaculos. Dar n-am analizat faptul că în Ineu lumea are un potențial financiar destul de scăzut, pentru că ca și în Arad s-au cam închis tot felul de industrii, de fabrici și de unități militare și lumea nu mai are prea mulți bani. Și nivelul care l-am făcut noi când am deschis conacul era mult peste capacitatea de cumpărare a oamenilor din zonă. Și atunci am zis, bă, n-are nimic, că vine ea din Arad și vine ea din Timișoara și vine ea din Oradea, că iau bani și o să le placă. Dar nu ne-am gândit la faptul că chateaubriand și creveți saganaki și nu știu ce să găsești și la Arad. Și omul nu vine din Arad să mănânce creveți saganaki, că poate să mănânce la fel de bine într-un restaurant din Arad. Și după o anumită vreme ne-am dat seama că ceva e greșit. Și atunci ce am făcut? Am dat afară toți bucătarii ăștia cu ștaif, pe care îi plăteam cu 1000 de euro pe lună, și am angajat gospodine care fac mâncare țărănească, cum am mâncat noi la Șicula, la Ineu, la nu știu unde, zamă de tăiței, croampe cu carne și nu știu ce, automat s-au dublat vânzările, pentru că omul ăsta își dorește, vrea să mănânce ca acasă. Voi sunteți mai tineri încă, n-ați ieșit în lume, dar un om care a stat 10 ani în străinătate și vine acasă în Spania, el nu vrea să mănânce creveți, că îi găsește și în Spania, el vrea să mănânce ce a mâncat el în copilărie, gustul la copilărie care este extraordinar. Și atunci, de când am făcut chestia asta și am angajat femei, gospodine care gătesc acasă în bucătăria noastră, automat ni s-a ridicat afacerea cu aproape 100%.
Deci de-aia zic că învățăm pe parcurs, oricâte experiență ai avea și oricât ai trece, trebuie să te adaptezi din mers. Și cum v-am zis eu, dacă erau toți banii mei și așteptam profit și riscam, acum poate nu mai eram aici cu voi, lucram și eu pe undeva, pe la parcurs sau undeva, dar așa, neavând toți banii investiți, am putut să mă redresez. Am zis, bă, gata, am pierdut până acum, stop, schimbăm, o luăm de la capăt. De-aia e foarte important să ai o siguranță. În momentul când tu nu ți-ai investit toți banii, nu mai ești așa de stresat, ci gândești limpede. În momentul când tu ai toți banii și ai luat și împrumut de la părinți sau de la bancă sau de la prieteni, ești sub așa un stres că mintea ta nu mai poate să gândească limpede și nu mai poți să iei decizii corecte. Trebuie să fii, tot timpul când ești în afaceri și ai început o afacere care înseamnă un risc. Sunt oameni care vor să-și asume riscul, sunt oameni care nu vor să-și asume riscul. Am o fată pe care o urmăresc pe TikTok și am invitat-o și la Conac, e foarte cunoscută pe TikTok și are o florărie în București. Și mi-a zis în glumă, domnul Sorin, aș vrea să fiu și o milionară. Și zic, Cornelia, te ajut, în 3-4 ani te fac milionară, dar trebuie să mă asculți, să respecti pașii. Și m-am dus la ea la florărie, a făcut și live pe TikTok și am spus exact ce e de făcut. Și a zis, opriți-vă, nu vreau așa, eu vreau să-mi trăiesc viața, nu vreau să muncesc așa, prefer să rămân cu florăria asta mea. Nu vreau, că i-am zis, Cornelia, eu am muncit 20 de ani, 16 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. De-aia sunt aici unde sunt, de-aia îmi permit orice și de-aia pot să ții lecții la alții. Dacă tu muncești 8 ore, vei câștiga pentru 8 ore. Vrei mai mult, trebuie să muncești mai mult. Vrei să fii și mai mult, trebuie să muncești și sâmbătă. Vrei și mai mult, muncește și duminica. Muncește 7 zile, 16 ore și în 10 ani nu o să ai banii mei. Dar a zis, nu, nu, vreau să-mi trăiesc viața, vreau să mă duc la club, vreau să mă duc la restaurant. Și a zis, ok, bine, eu ți-am dat doar rețeta cum poți să fii milionară. Dar trebuie să-ți asumi niște riscuri și niște sacrificii. Nu poți să îți vină bani așa căzând din cer. Deci dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc mult de tot pentru atenție și sper că nu v-am plictisit și sper să ne mai vedem cu altă ocazie. Mulțumesc mult de tot!